Noi forțe de ordine pentru siguranța și securitatea cetățenilor din Câmpia Turzii. Ca urmare a demersurilor interprinse de domnul primar Dorin Lojigan, atât la Ministerul Afacerilor Interne, cât și în raport cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Alexandru Vaida Voievod, Cluj, începând din această săptămână, la nivelul municipiului Câmpia Turzii, funcționează o grupă de jandarmi. Aceasta și-a început activitatea cu un număr de 4 angajați. De asemenea, de anul viitor, grupa de jandarmi supraveghere și intervenție Câmpia Turzii va funcționa la capacitate maximă, având 15 persoane angajate. Shooting stars above the city lights.